hey, am venit de chila, lasă băutura, frate, și ia-ți pastila, să te uiți atent, să nu pare absent. Bă, mi se pare mie, MC Boy, e de men, mă. Hei, sunt Echela și știu că mi-am format un post aici pe YouTube. Acela de a vă aduce zâmbetul pe buze sau de a mă amuza prin tâmpenile și lucrurile pe care le fac. Dar mi-am amintit că eu am început cu un vlog și vreau să mai fac și de-astea. Vreau să-mi spun părerea despre anumite lucruri. Așa că dacă aveți chef să râdeți, aici aveți ultimele episoade, Ce facem la școală și Adevăr și provocare 14. Pentru că episodul ăsta este fix răspunsul la întrebarea: Bie, tu ce crezi despre școală? Să-i dăm drum! Nu am nimic nici cu liceul, nici cu școala. Este o bază în viața oricui, e necesară. Cu atât mai mult n-am nicio treabă cu profesorii, n-am nicio problemă cu ei, ei sunt niște oameni cu experiență care își fac meseria. Problema mică, mare pe care o am eu este cu sistemul școlar românesc și despre asta o să și vorbesc. Totul, dar absolut totul în sistemul școlar românesc este făcut să te demoralizeze, să te obosească și să te doboare complet până la urmă. O să vă explic prin exemple. Privește modul nostru de predare. Profesorul îți dă lecția, tu o scrii pe toate, te duci acasă și începi să o înveți. Pretinzi că nu o înveți mecanic, ci că o înveți logic, dar chit că nu o înveți cuvânt cu cuvânt. Dacă tu nu ai nicio treabă cu materia respectivă, totul ce ți se numește, pentru că nu o înțelegi, tu nu știi ce înveți acolo. Ajungi la școală și ești gata de test. Ai câteva ore înainte de test, normal, ce faci? Îți scoți caietul și mai repezi, bineînțeles. Profesorul te prinde că înveți la altă materie în ora lui. Are dreptate, la ora lui trebuie să fii atent. Dar întrebarea este, tu faci asta de drag? Nu, faci asta pentru că la noi, cel considerat cel mai deștept este cel cu cea mai bună memorie. Tu și ceilalți care nu aveți memoria la fel de bună, în afară că trebuie să munciți dublu, sunteți și sancționați pentru asta. De ce zic că cel mai deștept este cel cu cea mai bună memorie? Pentru că numărul nostru de aproximativ 16 materii e cam greu să excelezi la mai mult de 3. Profesorul este specializat într-un singur domeniu. Asta ne-ar fi și noi indicat, să muncim cu adevărat într-un singur domeniu, maxim 2. Să nu mai existe note, să fie scoasă notarea din sistem. De ce? Ca noi să putem să vedem unde putem să excelăm singur, nu de frică. O să mă dau exemplu pe mine. Eu vreau să profesez pe cinematografie, actorie, jurnalism, domeniul de media oricum. Gândiți-vă cum mă simt eu la o oră de matematică. Sunt colegi de-ai mei care se joacă cu matematica și în somn. Sunt făcuți pentru așa ceva, nu toți suntem. Și sunt alții care vin la mine și îmi spun: băi, eu învăț de frică, mie mi-e frică de notă. Ce sunt notele de fapt? Sunt niște numere care îi diferențiază pe lingușitori de cei care spun adevărul. Ce vreau să zic prin asta? Păi gândește-te ce faci tu când nu știi lecția. Partea cu adevărul. Doamna profesoară, eu nu am învățat, am foarte multe de făcut și nu am avut timp. Dansuri, fotbal, activități extrașcolare. Răspunsul normal al profei: n-am ce să-ți fac, că-ți dau 4. Și partea lingușitorului care apelează la minciună, bineînțeles, pentru că asta te scoate din orice. Doamna, am avut programare la dentist și la oftalmolog și la tot, am avut control la tot, analize, am făcut de toate. Îți spun data acum. Deci, ghiși cine triumfă? Minciuna. De ce? Exact, întrebarea este de ce. De ce sunt de acord cu minciuna când profesorul ar putea să susțină pe cineva care face activități extrașcolare și să îl ajute măcar sau să-l lase în pace să se descurce? Așa e în România. Iar alții îmi spun: am învățat, dar măcar de-aș avea la ce să folosesc tot ce am tocit aici. Lucrul ăsta mă nebunește, mă scoate din minți. Gândește-te numai câte lucruri inutile am tocit până acum și câte mai avem de tocit. Amintește-mi doar o singură lecție de la matematică, ceva mai neimportant din clasa 5-a, sau ceva ce ai tocit la biologie până acum, din generală. Nu cred că ți-amintești prea multe. Învață să-ți faci planul de afaceri, să fii întreprinzător. Dacă nu-ți plac regulile, ieși din ele și fă-ți-le tale tale. Dacă îți place monotonia, fă-te ce te îndeamnă din moși strămoși. Medic, polițist sau avocat. Oameni buni, astea nu sunt singurele meserii de pe pământul ăsta. Sunt meserii plătite atât de bine de care nu a auzit nimeni. Sunt domenii pentru toate gusturile și nu trebuie să te axezi pe ce te pune sistemul să faci. Nu cred că avem noi materia cinematografie, film. Nu cred că face cineva la școală ore de dans pentru pasionați. Și nu cred că un profesor te-ar lăsa să pleci de la ora lui de chimie sau ceva în genul ca să te duci tu la meciul tău de fotbal pentru că tu asta visezi să faci și muncești pentru asta. Este greșit tot ce se întâmplă și chiar simțeam nevoia să vorbesc cu voi despre asta. Pentru că cu voi vorbesc orice. Și ca să închei așa, nu zic să nu învățați.
zic să învățați cu cap. Pofta asta de a vorbi despre școală și liceu a pornit inițial de la videourile lui Levi cu școala. Dacă voi credeți că am făcut video ăsta ca să mă pun rău cu profesorii, cum aud bârfe prin liceu de la ultimul video cu școala, vă înșelați amarnic. Eu am spus de la începutul videoului, n-am nicio treabă nici cu profesorii, nici cu școala, am o problemă cu sistemul școlar românesc. Deci sistemul școlar, strict sistemul școlar. Dacă sunteți de acord cu ceva din ce am menționat mai devreme, dați un like să văd și eu că apreciați, un share ca să mai vadă lumea că mai sunt oameni care gândesc și altfel și un subscribe pentru mai mult, pentru că eu continui tot timpul. Like, share, subscribe, lucruri esențiale pentru un YouTuber. Stați puțin, am terminat. Vreau să vă spun ceva, dar am uitat. Este vorba despre canalul Comedy Channel. Sunt niște craioveni de-ai mei puși pe shorty care fac sketch-uri amuzante, fac niște episoade super faine și au multe idei. Deci vă sugerez să vă duceți cu o abonare pe la ei, pentru că nu promovez orice, deci merită. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data asta. Sper că nu v-am plictisit, dar chiar voiam să vorbesc cu voi despre lucruri serioase, pentru că cu voi eu vorbesc orice. Și ne auzim clar data viitoare. Ok, bye! Let's party!